Am să continui seria lucrurilor despre OZN-uri și lucruri paranormale și ciudate. Sfere portocalii atacă avioane de luptă rusești. La 16 august 1991, Maxim Ciurbacov, elev cadet al școlii de aviație militare Iensk, decola pentru a treia oară în zborul său de simplă comandă. Motorul s-a oprit după doar 14 minute. El a raportat celor de la controlul zborului, dar nu au putut să rezolve problema și așa că 50 de secunde după oprirea motorului, el s-a catapultat, a fost preluat de către o barcă de pescuit, deoarece aterizase în apă. În ciuda faptului că a pierdut un avion scump, Maxima a fost prezentat în ziarul districtului militar. El a fost lăudat de către comandantul de zonă pentru afișarea unei astfel de stăpâniri de sine și prezență de spirit în caz de urgență. Maxim totuși a fost un erou de scurtă durată, pentru că a doua zi după ce a apărut articolul, pe 28 august, el era pe un alt zbor de antrenament la o altitudine de 5.000 de metri atunci când la ora 17:31 a văzut o sferă portocalie. Era deasupra norilor, oarecum pe partea lui de la tribord, dreapta aripii, și a transmis informația celor de la controlul zborului. Între timp, sfera a început să se apropie de el, crescând până la dimensiunea de aproximativ 2 metri în diametru. I-a ars ochii, moment în care i-a închis și a coborât capul. La început m-am simțit curios, iar apoi am simțit groază. Maxim își amintea mai târziu, întâlnirea lui Ciurbacov cu OZN-ul sferic portocaliu îl va face să piardă controlul avionului și să se catapulteze. Cu avionul în flăcări și dificil de controlat, Maxim s-a catapultat. Să distrugi două avioane la rând nu era glumă. El a fost privit cu suspiciune, s-a afirmat că este sabotaj deliberat, iar procedurile penale au fost demarate împotriva lui. La scurt timp după aceea, Maxim a apelat la cercetătorii Centrului Rus pentru Cercetări OZN pentru a găsi o explicație pentru sfera misterioasă. Răspunsurile nu au fost convingătoare pentru șefii săi militari. Lesozavodsk, faristul sovietic. Doi martori, Nehaiev și Sideiev, au fost la pescuit într-un râu dintr-o zonă militarizată aproape de graniță chinezo-sovietică. Cu puțin timp înainte de miezul nopții, pe 15 iunie 1962, au văzut o sferă luminiscentă de culoare roșu aprins. S-a oprit la o distanță scurtă, a plutit o vreme, iar apoi a zburat mai departe. Au fost observați extraterestri. În toamna anului 1963, în zona de sud a Rusiei, a fost raportată o ființă extraterestră. Ea a încercat să răpească un copil. Fața extraterestrului era semitransparentă, ca și când ar fi fost făcută din sticlă foarte închisă la culoare. Martorul a devenit mai târziu pilot și a trecut prin multe teste psihologice. Era o ființă umană perfect sănătoasă care a insistat că el chiar a văzut un extraterestru foarte asemănător cu creaturile cristaline raportate în Orientul apropiat. Deci, camarați, trăim în SF. Vă pup!